Conducerea Universității Ștefan cel Mare menționează că structura anului universitar nu a fost modificată. Singurele schimbări intervenite vizează doar numărul de zile de concediu pentru cadrele didactice, care au fost reduse la minimum legal și stabilirea datei de începere a anului universitar 2020-2021 pe 5 octombrie 2020. În săptămânile care urmează, la USV, toate activitățile didactice, inclusiv laboratoarele, se vor desfășura doar online. În cazul laboratoarelor se vor folosi metode alternative de predare precum prezentări video ale lucrărilor de laborator, simulări, proiecte, teme de cercetare cetare, etc. Practica de specialitate se va putea desfășura oricând până pe data de 18 septembrie, data la care trebuie încheiate situațiile școlare. Pentru a veni în sprijinul activităților online, dar și pentru creșterea calității actului de predare, conducerea OSV va lua în continuare unele măsuri, după cum urmează. Studenții aflați în dificultate vor fi ajutați să identifice locații de unde să poată susține activitățile online, inclusiv examenele. La începutul lunii septembrie a fost prevăzut o perioadă în care studenții vor putea avea acces în laboratoare. La solicitarea acestora transmisă prin e-mail cadului didactic, studenții vor putea participa a lucrările de laborator, care necesită studiul în spațiile din campus pentru îmbunătățirea cunoștințelor dobândite, fără a exista obligații didactice și fără a influența notele primite la disciplinele respective. Tot în luna septembrie, studenții vor putea susține măriri de notă la examenele aferente semestrului al doilea. Promovarea în an superior se va putea face dacă studentul îndeplinește cel puțin 50% din numărul minim de credite prevăzut în regulamentul cadru privind activitatea profesională a studenților. Cele două prezentări la examen, care sunt gratuite pentru studenții bugetați sau plus în taxă pentru studenții cu taxă nu mai sunt legate de sesiunea de examen și sesiunea de restanțe. Astfel, studenții se pot prezenta și în luna septembrie gratuit dacă nu au avut posibilitatea tehnică să se prezinte în sesiunea de vară. A fost demarat o procedură de achiziții care să asigure tablete cel puțin pentru studenții care au bursă socială sau care sunt eligibili pentru bursă socială, dar nu au primit-o din cauza limitării numărului de burse. Cadrele didactice vor primi la începutul lunii iunie hard discuri externe cu capacitatea de 3 TB pentru susținerea activității didactice și pentru stocarea informațiilor video legate de examene, așa cum prevede legea educației actualizată. De asemenea, săptămâna viitoare va fi semnat un contract pentru livrarea a 340 de laptopuri și 260 de unități PC destinate cadelor didactice și unor laboratoare din USV. Studenții care doresc să-și ridice lucrurile din campus container pot să trimită o solicitare în acest sens la adresa rectoratarondusv.ro. După analizarea situației, studentului va fi eliberat o adeverință valabilă una-două zile, care va permite să intre și să iasă din orașul Suceava, chiar și în perioada de de carantină. Recomandarea este ca aceste solicitări, dacă nu reprezintă o urgență deosebită, să fie transmise începând cu data de 15 mai 2020.